O minge trimisă în afara terenului de Mihaela. Haide! Și pozitivă! Schimb, când ai ocazia, schimb, că lung de linie, toate punctele care le-ai făcut, ai făcut puncte care ai schimbat. Ai schimbat, nu aștepta să greșească ea, că nu greșește. Păi da, dar vezi că ți-o toate punctele. Păi știu! Păi, dar asta-ți spus, te miști și să schimb când ai ocazia, că joacă bine. Nu contează, pozitivă lovești și ești pozitivă. Haide! Hai că ești mai bună, haide, hai, motivată, hai cu încredere. Kakovinic și Marina Zanevska, ce frumos a tăiat unghiul prin lovitura care îi permite să facă pasul în față. Găsește terenul. Nefan Wang. Foarte bine s-a apărat Wang. Out. Avantaj. Wang. Game 1. Break făcut de formid. Egal. Avantaj, Buzanescu. Mamă, 5-a, cer scuze. Trimite afară. Face pasul. Game.
ce minge. Out. Game one. Out. Afară, da. Since was edited, 15-30. Excelent, ai insistat, Mihail. Trei mingi de meci pentru Mihaela. Game. Victorie seven, pentru Mihaela, care merge în semifinale. Două seturi foarte, foarte disputate în compania chinezoicei Japan Wang. 7-6 și 6-3. Victorie în 2 ore și 5 minute. Chinezoică, așadar, una dintre cele două reprezentante ale noastre în sferturile de finală se califică în penultimul act. Mâine la ora 15 este programată finala, semifinala cu Petra Martici. Să o ascultăm acum pe Mihaela. Povestește-ne tu, nu mai zic eu nimic. A jucat incredibil ea, nu o cunoșteam foarte bine, am urmărit-o în câteva meciuri și am văzut că este o jucătoare agresivă și astăzi a jucat incredibil, poate nici eu nu am fost la nivelul meu cel mai bun, au fost multe puncte din partea mea, cât și erori, dar am reușit să termin până la urmă meciul în favoarea mea. Vă mulțumesc mult că ați venit, îmi pare rău din nou pentru ieșire, așa sunt eu, încerc să mă calmez pe parcurs, dar nu prea reușesc, nu, cel puțin nu cu voi aici, pentru că e presiunea destul de mare, vreau să vă arăt cel mai bun tenis și nu e ușor. Mă înșel eu sau lumea te iubește din ce în ce mai tare? Sper, vă mulțumesc, sper că am arătat că se poate și la această vârstă să joci destul de bine tenis și doresc oricărei jucătoare sau jucător de vârstă mică să nu renunțe niciodată și să cedeze doar în ultima clipă când chiar nu mai există nicio șansă. Știi cu cine joci bine? Am auzit, cu Petra Martici, da. Și? Am jucat împotriva ei chiar înainte de Wimbledon pe iarbă, deci este suprafață diferită. Am mai jucat odată contra ei, cred, pe zgură sau pe har, nu mai știu exact. Este o jucătoare foarte completă și foarte muncitoare și are un serviciu bun, așa că va fi un meci greu și voi da tot ce pot. Și trebuie să dai tot ce poți și în semifinala la dublu, hă? Sigur că da. Noroc că e și Raluca acolo și mă ajută pe jumătate. Singură nu cred că aș putea două meciuri. Trebuie spus că împreună cu Raluca Olaru, în urmă cu 12 ani, cucereau titlul la junioare la US Open și aș vrea să te mai întreb ceva. Astăzi ai etalat un tenis de mare, mare calitate. De unde îl scoți în ultima perioadă? Nici eu nu știu de unde, că s-au acumulat atâtea meciuri. Cred pur și simplu sunt doar automatisme formate din cauza meciurilor și atunci totul vine natural și pur și simplu așa joc.
Și atunci te mai pun în fața unei discuții între oficialii federației, că nu mai sunt absolut deloc bilete și că mâine vor dori foarte mult să te vadă. Cum faci? Ce le recomanzi? Păi, nici eu nu știu. Depinde câte invitații pot oferi. Altfel, dacă chiar nu există online, să cumpere, să vină? Adică totul e vândut? Totul este vândut și, în primul rând, datorită ției și sper și pentru Sorana. Pentru că și pe ea o așteptăm cu mare drag. Deci voi ați reușit să faceți extrem de performant acest turneu. Felicitări!